Nu înțeleg aici unde te-ai ținut dumneata. De, după stâncă, mai pune mai sus mâna. Pe acolo. Ai găsit ceva? Da. Dar... Nu te fac un pas. Pică mare. Tu îmi faci față. Și eu, și eu, hai. Ești din toate unghiurile. Ai grijă, nu cădea acum, că nu vrem la știrile de la 5, vrem doar așa. Te, cu mâna stângă, da, în aia ai forța, știi? Da. Și pui contră cu piciorul ăla. Dar vezi dacă nu ți-e mai ușor cu piciorul celălalt. Dar nu, nu cred. Nu, că e destul de mare. Mă, nesimțitule, mă. Știi, din ce că... Așa, așa, bravo. Dacă te cunosc de-o viață, aproape. Și unde ajungem? E, mai avem un pic de cățărat. Ia să vedem. Au! Dă, fă curbă, mai jos, mâna e o priză mai bună. Sau bine, mai jos. Sau acolo, a, dacă ai găsit, bine. Bun. Îmi place asta. Bun. Oricum, pe aici clar e de urcat, de coborât. Părerea mea. Da. Milă. Nu, dar nu prea... Păi nu, cobor pe potecuță când e... Uite aici. Hai, vrei să te speli pe față un pic? Facă boticul. Îmi băca mâinile. E mâinile. Fata direct. Asta e fântâna vieții. Am găsit-o, suntem în Tomb Raider. Ea este Angelina, Lara. Sărmâna. Ce ți-a luat cu tine ala? Și că mi-o iau. Opa. Băi. Nu vărsa apa, mă, că e prețioasă. Și doi saci de plastic, a? Da. Păi, nu strica frumusețe de cadru. Eu? Scoatem sunetul. Nu, tu da, tu da, dar ai zis o prostie. Hai, fiu. Și acum, prin ferestruică. Vedeți, să nu vă cadă în cap. Nu, să nu vă sprijiniți în ambii pereți în același timp, că se despart și... Cade bolovanul. Da. Stai să mă Două zi, mă. Uite aici ce poieniță frumoasă sus. Deasupra ferestrei. Băi. Ua, încă o piscină. Jacuzzi aici. Ce-a? Un jacuzzi întreg. E că scurs și aparatul să mai poate. Așa? Serios, niște chestii de aici, un mușcă pe frumos. Stai să închid camera ca să... Opa. Ia să-mi zici dacă e mai cobor un pic. Ai grijă să nu vină vreo pietricică de la mine. Trebuie să te ții de piciorul meu, că nu cred că mai ajung. Alea vezi că nu sunt foarte stabile. Da. Rădăcinile. Da. Stai așa. Aici a fost asta. Da, da, prinde-mă ca lumea, nu așa. Da. Hai,
Băi, o lecție foarte importantă. Trebuia să-mi tai toate unghiile înainte. Te-ai tăiat doar așa în zigzag sau cum? Una da, una nu? Sunt mult mai lungi decât le țin eu de obicei. Bine, acum va ști tot internetul ăsta. Ce-ai Nimic. Munții, uite, munții baiului, am zis. Mă arunc în prăpastie. Rock lover. Foarte frumoasă pietra. Îți dă energie? S-o dă vorbă. Văd că parcă ți-au mai trecut căscatul. Adresă un pic de stâncă. Trebuie să fii un pic treaz pe traseul ăsta. Ai avut un adrenalin pump de vreo două ori, nu? E mai în dreapta, cred că nu se vede. E mai sus. Degetul roșu ăla. În acele morarului. Vântuleț aici. De creastă. Dar mai avem. Până în creastă, până la vârful omul. Hai cu capra! Frumoasă Valea Morarului. De partea stâncoasă e partea de jos. O să ieșim imediat într-o căldare. Ce spui? Te-ai rătăcit? Tu ai găsit o fereastră acolo? Ești pe aici, pe undeva, printre pistricelele astea? Acolo vrei? Vino pe aici. Now, jump over the water. Bun. Stângul îl pui după bolovan. A? Dacă ai la dreptul priză bună, te împingi în el și pui deja sus următorul. Și stânga... Vrei aici o priză? Vrei să te ajut? A? Vrei aici un pas? Hai, profită și împingi-o de fund, hai! De ruxa că am vrut să spun. I-am oferit o scară. Mulțumesc! Frumos! Ha? Frumos! Ha? Uite, mai avem un mic canion aici și să vezi ce impresie bruscă așa o să avem când ieșim. A, șoc direct? Da, da, mie îmi plac chestiile astea, știi, când dai brusc de ceva total diferit sau ceva foarte frumos. Hai, cine vine? Să filmează. Dacă se poate mai grațios decât ultima dată. Nu, atunci mi-am supraevaluat și încălțările, și pasul și încălțările, așa că... Da, sunt cam nepotrivite. A? Vine aici la vizuină, în bârloc ursului.
atâta și de trail running sunt, ei mai merg pe munte așa, dar pe traseu din astea sunt mai puțin eficienți. Asta știi de ce sunt pasajele astea așa? Ți le scoate natura în cale ca să mai te apleci și tu faci câte o plecăciune în calea naturii, în fața naturii. Și acum continuăm în sus pe aici, ultimele pasaje de cățărat. Haide, treci. Toți vor să-și încarce telefoanele în priza aia. Ha? Toți vor să-și încarce telefoanele în priza aia și e bătaie pe. Uite, aveam picior acolo la tine. Auzi, fata! Nu doresc un arăță, mi-a provocat. Îți respect picioarea ta. Nu, e de la ta, nu? De la tine? Ba, o sticlă goală mică, cred că e de la voi. Așa. Dar luați-mă pe la contorsionism, că și acolo e la fel. A sărit în fântână. Gata? Da. Atât. Aici putem ori să cățărăm așa, ori să luăm, să ieșim pe aici, cum preferăm. Ia să bag eu totuși aparatul în cea. Dacă nu coborâm și asta e, renunțăm acum la 10 metri de ieșire. Stai un pic, că nu am luat afânt. Să nu cazi că ăla te împinge înapoi. Atenție la cap. Nu ridica capul. Bravo. Noroc că n-ai auzit ce am stat din ala. Să nu crești că ăla te împinge înapoi, știi, ia elanul. Acum hai că putem să filmăm cum ieșim la lumină, dacă știm pe unde ieșim, nu știu. Așa. Vă foarte mulțumesc. Da. O să mai avem unii, dar nu chiar așa. Adică de altă natură. Garofițele astea frumoase. Păi, e frumos. Frumos! Ba da. Valea de unde am ieșit? Nu, nu, veniți, veniți. Pereții din creasta Balaurului. Da, Irina, știm că nu-ți place această denumire. Și continuarea de pe Valea Morarului. Mult mai larg acum și cu iarbă. Și acolo o să mai avem de urcat un pic până în căldarea superioară, care e în stânga și care este la vârful Omul. Sperăm să ține și vremea așa. În dreapta undeva e vârful Bucșoiu și încoace e creasta cu acele Morarului, pe care nu le mai vedem de aici. Super! Să mereți. Stai, stai. Da, foarte tare. Dar le auzi caprele sau? Le mai auzi că fluieră când dau alarma. Serios? Da, fluieră. Și se dau de gol, știi? Cu fluierat. Aoleu, da.
Da, le, mă rog, le sesizez că se mișcă. Da. Suntem înconjurați de creste. Da. Echo! Da, da, perfect. Bagă nasul, bagă nasul. Niște flori care miros foarte frumos, nu te-ai aștepta, dar... Bine, de ce nu te-ai aștepta, că doar florile miros frumos? Vă rugăm, poftiți. E liber la nas. Acum, fă-te și tu că miros frumos. Chiar miros. A, așa vreau, te-ai prefăcut bine. O experiență, nu-i schimba viața. Miroșe pare mea. Dar am coborât odată din munții Mehedinți pe o... Miroșe, auzi? Am coborât odată din Mehedinți pe o pantă mai sălbatică. Așa era plin de liliac sălbatic înflorit. Și care miroase exact ca ăla de grădină. Da. Mă, deci miroasea într-un fel și bineînțeles că am mers numai cu un ciorchină la nas așa. Și pe urmă... Da, când aveam nevoie de mâini, mi-am băgat un ciorchină așa în nas. Că era prea bun și pe urmă știam că se termină. Era grav. Ce făceai? Păi să vezi și mă minunam la fiecare pas. Ah, bravo. Foarte fain. Așa trebuie. Asta e zona de mijloc a Văii Morarului. Și acum ne îndreptăm spre partea superioară, aia de sub vârful Om. Încoace în dreapta e un vâlcel care este aproape de vârful Bucșoiu, dar deja nu se mai vede. Dar nu știu dacă e accesibil așa, fără echipament. Până în căldarea superioară, mai avem un pic de cățărat. Bravo! Au găsit afine, spun ei. Mie îmi place locul ăsta. E depus cortul. Munții Bucici. Tare, tare. Să vedem ce au găsit. Afine! Nu mai minți, mă. Măi, vorbesc serios, din nou face. Hai, mă, că-s de la Caprele Negre. Niște oameni coboară de la Omul. Frumos! Surpriză! Foarte frumos! Foarte tare! Și mai avem un pic! Asta e chiar bine. Asta-i scoți ochii cu betele. Ah, scuze. Nu, ochii, mai am. No. Mai ai doi, ok? Stai mai pe jos, că e potecuță. Ah, da, uită. Uitam. Mă miram. Ușor, ușor. Drept, pe dreapta. A? Pe acolo, drept în față. Încă un picuț. And we're out of the woods.
De fapt, din Woods am ieșit de mult, da. Stația meteo. Căldarea superioară a vimorarului. Noi trebuie să ieșim acolo. În traseu marcat. Da. Încă un pic. Vârful Bucșoiu. Am ieșit în creastă. Respir așa repede și greu că sunt flori care miros frumos și să le simt mai bine. Și iată ce se vede în partea cealaltă, spre vest, spre vârful Scara și culmea Țigănești, Padina Crucii și undeva în vale Cabana Mălești. Și încolo e spre Râșnov, Brașov. Cum e? Nu mai au glas. Super, uite, se vede și piatra Craiului în spate, așa ca o umbră. Ca o umbră sau ca o ceață. Nu cred că se vede pe film, dar mă rog, poate. Da, și da. E foarte tare. Și mai avem un pic până la omul. Uite acolo. E ultimul urcuș. Iarăși ultimul urcuș urmează iar. Da, da. M-am obișnuit cu ultimul urcuș. E bine. Ți-ai intrat în ritm. Pentru ultimul urcuș ai forță.